Da, mie biletul. Îmi Da, iau aveam serviciu nevoie de puțin biletul, amândoi, la ca urmă să puteam. plătim mai mult costurile. Oricum ar trebui să ne Ai, așa a vrut, așa dăm va voie fi să și stăm gata. puțin la Bun. dormit. În rest nu va mai fi nimic. Sper că nu sunt slabă. Sunt la fel de puternică, dar mai presus de toate sunt om. Sunt om, am sentimente, greșesc. Sunt un om ca toți ceilalți. Putea să fie dumneavoastră aici, în locul meu, în loc să fiu. Putea fi oricine altcineva în locul meu. Nu sunt vedetă, sunt un om oarecare, un om cu sentimente, cu greșeli. Acum vede că pierde susținătorii și a început să vorbesc cu camera. Asta e. N-a fost Dar nu copil. face niciodată ce simte, niciodată nu face ce simte. Vă Doar ce spune mulțumesc suflet altul și pentru tot. susținătorii. Și sper că nu v-am plictisit, deși am pus mâna Probabil de pe asta suferă și în peste trecutul ei, tot. că n-a făcut ce a Asta e. simțit. S-a luat de pe părerea altora și... Tu cu cine Ai... vorbești? Ai o problemă sau care e problema? Poftim? Ai vreo problemă? Sau ce? Te întreb. Te transformi acum? Ai vreo problemă? Te-am Nu, întrebat te-am atât. întrebat Dar tu frumos. ce cu cine? Ce? Care e treaba ta? Bine, îmi cer scuze. Îmi cer scuze. Ce a fost reacția? Ai început iar să vorbești cu camerele? Ți-ai povestit acum oful la camere? Hă? Te-am zis că e prost omul care te bagă în seamă. Da, pe normal. Prost eu că te bag în seamă. Mai bine zis. Ca așa ai făcut și pe timpul cuplului. Hai, Orice, gata. orice făceam nu era bine. Nu, hai gata. Că nu suntem la piață aici. Exact ce ziceam. Ce să faci ca să fie bine? Aia nu-i place, aia nu-i place, aia nu-i place. La cadourile și susținere, atât. Și punct. Chiar nu mai mă interesează nici. Nu mai stau să mă umilez pentru ce. Ca să Eram un cuplu, nu făcea nimic. Acum are grijă de flori, are grijă de tot. Acum își gătește, când eram împreună nu gătea, că era obligat. De aia că mănâncă nu e obligată să-și gătească singură, că mănâncă și ea. E obligată să mănânce. Totdeauna ce am făcut nu e bine. Că i-am luat apărarea nu e bine, că ne-a luat-o nu e bine, că n-am vorbit cu ăla nu e bine, că am vorbit cu ăla nu e bine. Cum să o dai să fie bine? Că te să răspundă ce zice mama, ea nu trebuie să răspundă ce zice mama ei. Eu trebuie să dau explicații din trecut, ea nu trebuie să-mi dea explicații din trecut, că ce a fost, a fost, aia a fost. Cum să o dau să fie bine, nici nu știu. Așa că n-are rost. Mulțumesc pentru tot, dar nu știu. Dacă ați văzut și voi ce am văzut și eu, ce am simțit eu, puneți-vă în locul meu să vedeți dacă vă e bine, să vedeți dacă voi nu vă enervați cum face așa. Dar ce am făcut? Am ieșit afară la un bilețel, dar ce am făcut? E singurul motiv, dar ce am făcut? Dar ce am făcut? Dar ce am făcut? Așa trebuia să fac și eu, să pun punct relații sau să ies, să vorbesc cu altcineva prin mesaje, prin SMS-uri pe aici, prin SMS-uri, bilețele,
să vorbesc și eu cu altcineva, să-i frăz dacă ar fi convenit ei, dacă vorbeam eu cu altă fată prin bilețel sau să aștept de la altă fată bilețel. Puneți-vă și voi în locul meu. Măcar 5 minute. Vedeți dacă nu e bine. Vă știți de cât te spartă Teoana, împacă Teoana. Lăsați-o, frate, să facă ce simte ea. Dacă ea e influențată tot timpul, așa o să fie tot timpul. Probabil de asta regretă și trecutul ei. A ascultat de vorbele altora și... ea cu regret, că n-a făcut ce a simțit. Asta e problema cea mai mare. Nu face ce simte. Cea care are orgoliu. Până acum se certa cu Laur în emisiune, zi de zi. Și Laur o implora chiar, da? Lasă-mă, Ana, în pace, că strici imaginea, că nu știu ce. Și acum ea are orgoliu. Măcar să fie orgolioasă și să nu accepte cadouri de la cine a umilit-o și a jinit-o și în casa băieților știți foarte bine și cum a făcut. Să o iau, să o duc la groapa de gunoi, la coșul de gunoi și să o bag într-un sac. Vorbele la ori din casa băieților, căutați-le toate, să vedeți, băiat finuț. Și-apoi răspunde la toate astea. Răspunde la toate provocările. Să-ți dau și explicații ce fac? Ți-am zis și eu, dă-i drumul? Facultate. Deci am trecut prin niște...